3net Radio. More music, more colours. In your life. Open mic. Be somebody. People, ideas, achievements. With Mother on 3net Radio. Bine v-am găsit! Sunt Madalina Ion, începe microfonul deschis, o ediție, zic eu, cu adevărat specială, pentru că invitații mei sunt cu totul și cu totul speciali. În primul rând, o familie de actori, Bogdan și Clara Vodă, cu nume de rezonanță istorică și știu că s-a pedalat mult pe treaba asta cu numele la voi. Bună seara, Clara, bine ai venit! Și bună seara, Bogdan! Știu că ați vrut să ne faceți o surpriză și ați reușit, pentru că ai văzut, văzut. Cine? Femeile, da, noi suntem atente la detalii. Așa, da, da. Așa e senzația că a dormit de la schimbarea de fus orar. Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că veniți de peste Mășiță, tocmai din Australia, și e greu, ați sosit acum două zile, nu? Da, acum două zile. Ați da. Și alergat cu probleme personale, astea când vii în România te izbești de una de altă, să vă aduceți voi aminte cum e când vii acasă. Vreau să ni-l prezentați pe prietenul vostru, să ne spuneți exact ce face el și de ce l-ați adus în studioul nostru. Știu că ați vrut să veniți pregătiți cu o surpriză și într-adevăr ați reușit. Clara, faci tu oficiile de gazdă? Fac oficiile, bineînțeles. Sebastian este șeful nostru de la New York Film Academy. Vă puneți bine, șeful? Ne punem, da, bine, exact. Eu și Bogdan predăm eu actorie de film, Bogdan tehnică de actorie la New York Film Academy din Sydney. Și Sebastian a venit împreună cu noi, în primul rând, pentru că este îndrăgostit de România. Așa m-a și angajat pe mine, de fapt, fiind îndrăgostit de România, deci am avut o pilă. Și, bună! Da, o pilă bună. Temeinică. Mai rar, dar da. S-a întâmplat, exact. Iar el împreună cu Bogdan au venit aici pentru un film. Nu voi divulga secretul, pentru că regizorul... Eu știu că amănuntele astea chiar nu trebuie divulgate, pentru că nu, da, e, nu de, e bun de bun augur. Exact, uh-huh. Da. Și, știu că meseria asta așa se, se procedează. Exact. Și poți să-l las pe Sebastian să se prezinte? Da, și te rog da? Frumos să îi spui că am dorit tare mult să știm de unde a aflat el prima dată despre România. Uh-huh. Și de ce iubește așa de mult România. Seb. Why do I love Romania? Well, I've only been here 48 hours. So far, beautiful weather, beautiful buildings, beautiful women, beautiful people in general. I was very fortunate in that I did a theater play called Mad Forest by Carol Churchill, which is about the revolution in 89. And I did that when I was 16, and I've had this sort of strange fascination with Romania ever since, where it seems like Romania is this incredible country of extremes, where you're a very passionate people, you know. Yeah. Well, no way, Clara. That never came across in our working relationship. I also have this real belief that sometimes you arrive in places and they just feel right. And ever since I got off the plane in Bucharest, I felt incredibly at home here. So I'm just happy to be here right now. Clara, ați reușit să-l mai plimbați? Nu, n-a văzut altceva, nici n-avea când de când ați venit. Ce, prima dată în România? Prima dată în România, uh-huh. Și prima dată în București. Dom'le, eu mă bucur, este primul străin care spune că e îndrăgostit de arhitectură, de oameni, de peisaje, femeile sunt undeva mai așa, pentru că toți spun Romanian beautiful woman și așa, da. Atât.
Deci mă bucur. Mă bucur că relațiile... I'm getting a sore neck just being here. Ne vom opri un pic pentru prima melodie din program și continuăm povestea voastră australiană în câteva minute. Sunteți la microfonul deschis, nu plecați, noi ne întoarcem peste două minuțele. Microfonul deschis, fii cineva, cum se subintitulează această emisiune, cu invitați speciali, invitați care într-adevăr sunt cineva, iar Clara și Bogdan Vodă nu de puține ori ne-au făcut să fim parcă și mai mândri că da, ne-am născut aici, trăim aici și suntem români. Bogdan, vreau să te întreb ceva. Am citit într-un interviu de acum niște ani buni cum că pentru tine noaptea de 21 decembrie, că te întorc în 89, a fost o noapte specială, când tu ți-ai dat seama că parcă cerurile s-au deschis și Dumnezeu te iubește, pentru că Dumnezeu, spuneai tu în acel interviu, are planuri mari cu tine. Îți amintești ce ai spus atunci? Are planuri cu toți. Cu fiecare toți. Dintre noi are un plan și face parte din economia lui dumnezeiască, dar în ceea ce mă privește pe mine, da, într-adevăr, de pe 21 decembrie mi s-a tras această apropiere a mea de Dumnezeu și evenimentele de atunci au fost tragice, pentru că noi, ca ființă umană, suntem tragici, cum spune Tuțea, n-am spus eu, știi? dar bine spune. Natura umană e tragică prin însă și esența e de natură căzută din Adam încoace, dar ceea ce mi s-a întâmplat atunci pe 21 a fost faptul că m-am trezit și eu în piață alături de colegii mei de la IATC pe vremea aia, ATF-ul de acum. Ne-am trezit acolo strigând jos Ceaușescu, jos comunismul. V-ați trezit cu gloanțe pe lângă voi? Și ne-am trezit cu gloanțe, eu pe lângă mine, alții au avut norocul să le ia în plin și s-a întâmplat lângă mine, în jurul meu. Eu am scăpat, nu intru n-am întâi acum că povestea e lungă, dar da. Atunci s-a întâmplat ceva, pentru că... Noi vrem să ajungem la treaba cu planul. Da, deci a fost foarte, foarte greu pentru mine apoi perioada următoare și am ajuns să-mi dau seama că mai există și altceva pe lume decât... Na, eram puști, aveam 20 de ani și aveam cu totul alte gând, ca un adolescent, evident. Dar am început să-mi pun probleme și pur și simplu imediat după câteva luni după asta am început pentru că te marchează foarte tare când cineva moare lângă tine, când cineva și când ești pus în situația să fii și tu însuți și ai scăpat din chestia aia. Este foarte greu după aia să mai trăiești fără să te raportezi la evenimentele respective și în momentul în care te raportezi la ele, n-ai cum să nu ajungi la faptul că există altceva în afară de faptul că mâncăm, bem, mergem și ne distrăm. Și am început să caut. Și am început să caut pentru că a venit natural și am căutat în toate zonele, începând de la yoga și toate care erau și la modă un pic pe vremea aia. Și căutările astea te-au dus și la Clara? Cu Clara eram deja începuse o relație. Adică eram... Începuse dansul. Da. Și asta ne apropia și mai mult după aia, pentru că fiind în piața universității, ne tot întâlneam acolo, mergeam împreună, aha, și de acolo am cunoscut prima oară pe tatăl Clarei, care venise la o demonstrație de asta împotriva lui... Nu știu dacă e bine să vorbim politică, dar... Nu suntem agresivi, suntem pașnici. Și oricum despre ce vorbim noi s-a întâmplat acum avem mulți, da, exact. Da. De ce drăguți suntem. Ce vezi, apropo de planurile astea, visați voi oare că o să ajungeți să lucrați cu studenții de la New York Film Academy și o să vă împrieteniți cu șeful? Nu am prea fost prietene niciodată cu șefii. Pentru că sunt niște șefi atipici acolo. Aici șeful e șef și te uiți cu spaimă la el tot timpul. E o distanță, indiferent. Și se întâmplă ceva aici. Ești prieten foarte bun, extraordinar, și dacă
omul de lângă tine care a fost prieten devine cumva șef, se schimbă toată relația. A, categoric, nu te mai cunoaște. Ăla e șef și tu ești ăla de... Sigur, și e cu domnul, poți să trăiți. Da, nu știu de ce, iar nu știu. Aici e total invers. Am trăit experiența asta. O trăiesc. Deci, da, asta... Noi că știm despre ce vorbim. Da. Cum e, apropo de experiențe, experiența asta de, legată de, de film, de lucru cu studenții, de faptul că inițiați în tehnică de film, în arta filmului, actorie, așa ceva n-ați făcut aici în România, din câte știu eu, sau ați făcut? Eu am făcut, am predat la școala de actorie a lui Florin Șerban un an de zile și practic acolo am învățat cumva ABC-ul împreună cu Florin. Florin a absolvit Columbia University și cumva am făcut așa, am născocit noi o metodă care se pare că dă roade foarte bune. Adică eu am aplicat-o acum și la New York Film Academy și... Aveți voi o metodă a voastră? Nu e neapărat o metodă, e... E metoda aia lui care... Nu e metodă, pentru că eu țin minte Florin Zanfirescu, cum ne-a spus în prima oră de actorie, că singura regulă a actoriei este că nu are reguli. Și atunci... Și atunci, din cauza asta, nu cred în metode, nu cred în reguli, cred în personalitatea omului și în propria lui sensibilitate și ce îi se întâmplă când e atunci în fața camerei sau pe scenă. Vreau să-l întrebați pe Sebastian ce crede el despre voi, ce fel de profesor sunteți voi în ochii lui. Aolă, ne-ai lovit. Da. Să vedem ce o zice. Adânc, adânc. Uite, aflați, l-ați întrebat vreodată? Nu, nu. Eu acum, zis, ne mai dăm după degete. Că poate ne dă afară, știți? Are you sure you really want me to answer that? Yeah, that's right. We are ready. It's funny, actually, because I think European acting, it's an incredibly grounded craft. Here at it's much more internal and much more emotional than a lot of the, say, American crafts people. So I think the students really respond to that with these two guys. I mean, it's actually good for me because they deal with all the problems, and then I don't have to deal with the students anymore. So I only get the very severe cases. But I'm incredibly, incredibly lucky to have met these two in Australia. They've really defined my faculty, and I couldn't be happier, to be totally honest. Mamă, deci clar, m-a lăsat, sunt speechless, nu mai pot să zic nimic. V-a lăudat. V-a lăudat, e de bine și mă gândeam acum la bietul Moțu, ce fericit ar fi fost el să fie aici la o șuetă cu noi și să vadă că nu mai e nevoie să translate așa tot timpul, pentru că, vezi, asta înseamnă online-ul și internetul, că oricine știe engleză. Oricine știe engleză, da. Cei mai mulți știu engleza și nu mai este nevoie să, da, poate învață și să vezi în română și atunci la următoarea emisiune. Concret, spuneți-mi, vă rog frumos, de ce ați ales să plecați? De ce ați ales să faceți meseria în altă parte, că vă faceți aceeași meserie, și nu aici? Clar, am citit într-un interviu al tău, mai de multișor, că spuneai, ai răspuns la întrebarea unde ți-ar fi plăcut ție să trăiești, ai spus că ți-ar fi plăcut foarte tare să trăiești fie în Australia, la Sydney sau Brisbane, fie la New York. Uite că ți s-a îndeplinit visul. A ajuns în Australia. De ce ați ales voi Australia? Nu știu, și n-ați ales America direct sau o parte din Europa, o țară din Europa? The weather. Sunt mai multe motive care au dus până la urmă la locul ăsta. Și totul a început așa. În 2000 am fost într-un turneu acolo cu o piesă cu Tatu Notara. Da.
într-un festival de teatru. Am citit cronica Marinei Constantinescu, chiar ea era foarte încântată de cum v-a primit publicul și cum e publicul de acolo. Exact, și ne-a plăcut foarte mult, dar eram în vizită, eram actorii din România veniți, am jucat și la Diaspora Românească după ce am fost în festival la Canberra. Și ne-am gândit noi atunci, după ce am trecut prin experiența asta foarte frumoasă și a durat cam 3 săptămâni am stat, că ne-ar plăcea locul ăla, se întâmpla în 2000, ne-ar plăcea să stăm în locul ăsta. Ce frumoasă e vremea, ce frumos sunt oamenii, ce relaxat e totul, ce ieftin e totul. Era atunci, acum nu mai e. Era. Și am hotărât, așa zic, dacă vreodată ar fi, dar nu am fost geată foarte convinși că o să plecăm. Da, dar dacă ar fi, și încă un motiv a fost, apoi după ce a venit și criza și toate lucrurile care s-au întâmplat peste toată lumea, s-au precipitat toate, da. E și cel mai sigur loc din lume oarecum, pentru că e mai departe, e apropo e de mai un protejat. Conflict mondial sau de ceva, că te gândești când faci că... educația foarte bună, Medicare, asigurările medicale extraordinar de bine, adică toate sunt gratuite și... Și asta a fost motivele și... A fost și Vlad un motiv? Vlad a fost un motiv pentru că el este băiatul nostru e pasionat de biologie, e pasionat de tot ce înseamnă insecte, animale, le știe din afară de când era mic. De altfel, unul din idolii lui, ca să spun așa, din preferații lui a fost Steve Irwin. Și i-a plăcut zona asta și am zis, bun, dacă se va iubi ocazia vreodată, mergem în Australia. Și atât că s-a venit ocazia în momentul în care Clara a câștigat, a luat niște premii cu filmele pe care le-a făcut. Premii la Cannes, premii la Berlin, Busul de Argint. De două ori la Berlin cu Eu când vreau să fluier. Fluierul da. Cu, da. La un moment dat când am fost la Berlin am avut, știu că am avut toți. Ați fost cu toții atunci fost în familie. Am fost, da. Clara juca în două dintre ele, într-una era soția mea și într-una era... În derby, era în soția derby, ta. Și într-una era mama lui Vlad în... Erai cam crispat așa rolul de tată, adică ce-o face fata? Da. Da, și celălalt film era mama lui Vlad și celălalt film era fluierul. Da, și Vlad a jucat cu tine în film, în Olivia. Da, în Olivia și în Valuri și am jucat împreună și el a mai jucat în Și într-un film străin sau mă înșel eu? Da, într-un film al lui Joel Schumacher pe care l-a făcut aici, Blood Creek. Și uite că biologul se face actor acum, nu? Se face actor, da. Și în urma acestor, pe scurt, în acelor premii, noi am putut să aplicăm pentru această viză care se numește Distinguished Talent Visa și pe care guvernul australian o acordă artiștilor și sportivilor cu merite deosebite. Și una dintre condiții e să ai trei premii într-un festival de clasă A. Și Clara, voi l-ați adunat, Clara l-a adunat. Am aplicat pentru viza asta. Și iată că guvernul... E adevărat că ne-a ajutat și o prietenă de-a mea care e regizoare de film în Australia. Practic ea a depus garanția, a făcut nominalizarea pentru mine. Și a știut ce face. Da, ne-am cunoscut la un festival de film în Aspen, în America. Ne-am prietenit și la un moment dat când ne-am despărțit în Aspen, ea mi-a spus, dacă ai vreodată nevoie de ceva, să-mi spui că te ajut cu dragă inimă. Și, nu știu, a fost așa ca un... Ca un... Noi nu prea îndrăznim să le răspundem celor exact. Care vin în întâmpinarea noastră cu astfel de propunere. Da, da. Parcă mi-e rușine, lasă, că văd eu cum m-ai descurcat, dar uite că prinde bine. Da. Și în momentul în care am aflat de viza respectivă, am zis, da, dar trebuie să te nominalizeze cineva tot cu premii internaționale din Australia. Și atunci mi-am adus aminte de Hannah Hilliard, prietena mea, și i-am scris și a zis, da, bineînțeles, nicio problemă. Și am primit viza foarte repede, adică în 3-4 luni am primit viza, a fost, pur și simplu s-a deschis poarta, nici n-am mai avut timp să ne gândim dacă e bine, nu e bine, ce facem. Încă o dată s-au deschis cerurile, Bogdan, da, să păi, știi. Acum intervin minunile, și a zis de minuni, pentru că Hannah a fost una dintre persoanele care ne-a ajutat foarte tare, dar ne-au ajutat foarte mulți români de acolo. Cătălin Ștefan, că poate ne aud și trebuie să amintesc. Cătălin Ștefan din Melbourne, care a fost coleg cu mine, el a terminat conservatoriu, am făcut liceu de muzică și ne știam, de fapt cântam în strană la Biserica Doamnei, unde cânt și acum când vin în România.
Și ne-a ajutat foarte mult cu viza să fac. Eu mai priceput la computer, la calculatoare, la... Ok, ne-a ajutat foarte mult familia Ioniță, Daniel și Luminița Ioniță. El nu e poetul? Ba da. A lansat o carte la editura Minerva. Noi am recitat. Că spre rușinea mea nu am onorat invitația. Directoarea de la editura Minerva mi-a spus: vino că o să fie un spectacol pe cinste, având emisiune chiar în... Se vorbește, noi nu eram aici când a venit Ezra. Nu cred. Voi sigur n-ați fost că ar fi fost acolo. Nu, sigur n-ați fost. Ok, ne-a ajutat foarte mult Iosif Demian și cu soția lui. Și ați avut susținere, da? Și zi că ți-a suflat. Nu, că nu înțelegeam ce zice. Că v-am zis cu soția lui Erica și îmi spunea Erica și zic ce vrea să zic. Așa, păi și... nu că așa, dar aș fi crezut așa, că ai uitat. Așa faci că nu uiți, bagi. Nu, da. Și deci ne-au ajutat foarte mult și ei. Acum, nu știu, sunt multe amănunte, nu are rost, dar cum să spun, toate lucrurile astea au dus la această treabă, că ne-au împins să ajungem acolo. Universul a conspirat, da, așa. Pur și simplu, da, știi? Sigur că e foarte greu la început și au fost clipe de coșmari foarte greu. Mai ales când pleci de la ceva ce ai sigur, că aici în România, eu eram la Notara de 25 de ani. Da, amândoi, da. Doar pe scenă. Da. 10 ani la Notara, încă 10 la Bulandra. Cunoscuți aici, da. Iubiți de public aici. Da. Cu casă, cu tot ce vrei, cu părinții, cu copilul, cu... Dar n-am misicile. Plecat de tot, adică venim. Asta, și, asta vrem și... Bine, tu să știu că te vei întoarce, dar ne oprim un pic încă o melodie și apoi continuăm. M-am amuzat teribil citind tot într-un interviu acordat de Clara nu de mult. Când ai vorbit despre se înserează, se înnoptează în India. Nu mai știu exact pe ce site am găsit interviul acesta și la un moment dat spune că pe la vreo 3-4 ani ai fost dezamăgită că oamenii de la televizor nu te pot vedea, dar oamenii din televizor n-au comunicat așa cu tine. Câte dezamăgiri s-au mai strâns? Multe. Dar tot la stadiul ăla am rămas. Dar a fost una atât de profundă încât să te determine să nu mai faci meseria asta? Tu știu că ți-ai dorit să faci medicină. Da, eu am vrut să fac medicină. Nu știu, și acum mă gândesc. De multe ori mă gândesc dacă e bine ce fac sau poate era mai bine să fac medicină. Adică niciodată n-am fost foarte convinsă că drumul meu e ăsta. Dar, nu știu, până la urmă așa s-au legat, așa s-au întâmplat toate lucrurile și parcă a trebuit să fac actorie până la urmă, dar am îndoieli și cred că voi avea tot timpul și cred că așa e și bine și așa e și normal, adică eu nu cred în suficiență și nu cred în împlinirea asta totală pe care poate să se dea vreo meserie, adică totul subiectiv până la urmă și avem bucurii și nefericiri. Nu există o rețetă a fericirii și că dacă fac meseria asta e totul perfect. Sebastian, ce știe despre industria noastră de film? Cât știe? I know it's very good. I know that you guys keep winning Cannes nominations and Silver Bears and Venice Lions and all sorts of things. The other thing that, at least from my understanding, talking to some Romanian actors now, is that you guys actually watch Romanian film, which is a big problem in Australia, where Australians like to make film, but we very rarely watch it ourselves. And I think that's a really vital part to a vibrant industry, because you guys have such a talent pool here. Like, just having spoken to some of Bogdan's and Clara's peers, I guess you would say, you guys have some serious, serious talents in this country, and yeah, I don't know. Keep making products. That's what I say. Laudativ. Are dreptate. Ce să mai? Chemându-vă pe toți trei,
Bine, trebuie să recunosc că la ideea lui Bogdan, ideea de a-l aduce și pe Sebastian jos pălăria nota 100, am creat, vrând nevrând, așa o legătură între România, Australia și New York, da? Cum ar zice unii, podul peste... Exact. Așa, podul de flori, peste, da. Podul de flori, podul de ce vrem noi. În timp ce se derula ultima melodie din program, vă întrebam eu de un proiect al unui film documentar, pentru că nu mai știam care este soarta la care a rămas la nivel de proiect sau deja e pe finalizare. Un film documentar despre viața unui dresor de lei, tigri și alte cele. Lucrați la acest... Da, lucrăm la acest proiect. Mai avem o mânecă și îl terminăm. Dar de ce un astfel de film? Ce se întâmplă? Eu și cu Clara am fost... am lucrat cu Circul Globus și am fost... Da, am prezentat acolo... mai mulți ani, mai multe spectacole. Și tot stând acolo, normal că te împrietenești cu oamenii și... Brândușa a avut acest proiect, Brândușa Novac, directora circului, de a aduce actori și de a face acest melanj între actori și artiști de circ și era un lucru foarte bun. La un moment dat, acum, de la un timp, am înțeles că nu se mai poate, că totul a mers în jos și e vorba despre criza financiară. Dar a fost o perioadă foarte frumoasă a noastră și acolo am cunoscut o serie întreagă de povești extraordinar de frumoase, printre care și această poveste acestui dresor pe numele lui Ștefan Pleșoianu, care la un moment dat a fost atacat de lei în timpul unui număr și el... Acolo e o întreagă, o întreagă procedură în momentul în care ești atacat. Sunt oamenii cu furtunele, sunt oamenii care intervin foarte repede. Sunt... Și el, dar totul stă la tinere dresorului. Și el, dacă le spune nu interveniți, ei nu intervin, pentru că el știe mai bine cum lucrează cu animale. Și doi dintre acești lei care erau... sunt mai special că sunt lei albi și cam singura dresură de lei albi din lume. Sunt mai sensibili, mai irascibili. Sunt lucrează în grup, sunt pentru că sunt creați în laborator. De aia sunt albi. Eu, uite, n-am știut. Da, și sunt foarte ciudat și nu prea lucrează nimeni, nu vor să lucreze. Și el s-a înhămat la munca asta, s-a înhămat și l-au atacat. L-au atacat pe la vârsta de 3 ani, că au niște perioade în care simt că se dezvoltă în ei hormonii și, din ei, da, și fiind și frați așa, și l-au atacat și în momentul ăla când au sărit era înconjurat și de tigri și pentru că avea dresură mixtă, ceea ce e foarte greu era să pui la un loc lei cu tigri, că majoritatea fac ori numai cu lei, ori numai cu tigri și... Totuși a țipat, a avut această chestie, a țipat la cei din jur, la toți care așteptau să intervină și a zis nu. Lăsați-mă pe mine, că dacă interveneau cu furtune și cu rând și cu ce se face la așa cu... ar zis că ar fi scăpat din mână după aia numărul și că n-ar mai fi putut să lucreze cu lei, s-ar fi creat un precedent. Ei trebuia să-l știe pe el de stăpân, pe el de cap de haită, pe el de lider. Și atunci a stat și s-a luptat cu ei și s-a luptat cu ei. E filmarea pe YouTube. Și ne-am văzut-o și ne-a impresionat extraordinar de tare. Și a luptat la propriu, deci s-a... Dar nu pot să spun cum am încercat să-l atace, cum îl veneau prin toate părțile, cum... Și cum a stat acolo și s-a luptat cu ei. Fantastic, fenomenal. Și a reușit să-i pună la punct. Și nu numai că a reușit să-i pună la punct, ci a continuat numărul. Ce tărie a avut. Eu cred că n-aș mai fi intrat să... După aia... Păi nu, pentru că după aia ne-a zis și care a fost chestia. Zice, măi, chestia principală a fost că m-am simțit mai ușor, așa mai... Și când m-am pus pe cântar, aveam cu 5 kg mai puțin. Îți dai seama, da, fantastic. De ce a fost acolo. Și asta ne-a impresionat și am zis, dar care e viața ta? Și am început să ne povestească, zic, stai puțin. Și aici a fost Clara cu ideea. Eu i-am povestit, că eu îl cunoscusem pe Ștefan și am povestit Clarei. Și Clara a zis, mă, da, asta e o idee foarte bună de film, documentar. Am zis, da, de ce nu? Și atunci am vorbit cu Brânduș și am cerut aprobarea, că normal filmez în circ și așa. Și Clara, cunoscându-se cu Lucian, care este operatorul de la Aurora lui... Da. E un operator extraordinar de bun și foarte dedicat. Bineînțeles că totul a fost fără bani, fără nimic.
Am vorbit cu Ștefan și am zis, uite, așa uite, ies lucrurile frumoase, așa, știi? Da. Și am vorbit cu Ștefan Pleșoanu și am spus, uite, ești de acord să facem asta cu tine? Da, dar ce trebuie să fac? Tu nimic. Tu trebuie să fii atâta. Și o să vezi. Și a venit Lucian și s-a ținut efectiv cu camera după el. A fost umbra lui. Timp de vreo lună și ceva de zile. S-a ținut după el de când se scula dimineața de la 7, eram în circ. Aveți material? Oh! Avem vreo 30 de ore de material. Deci trebuie ales. Plus interviuri despre cu ceilalți artiști de circ, cu zburători, cu ăștia care își riscă viața tot timpul, cu toată lumea din circ. Și extraordinar. Și apoi cu el. Și apoi am fost, el trăiește, are casa în, la Graz, în Austria, și am fost și la el o săptămână și ceva, să-l vedem acasă, cu familia, cu copiii, cu... Deci, extraordinar. Și vrem să facem acest documentar care, până la urmă, ce vrem să arătăm cu el? Că în toate lucrurile vorba de comunicare, în momentul în care comunici și te faci foarte bine, înțeles că e vorba de comunicarea asta între om și animal, care, până la urmă, este, nu știu, este uluitor, pentru că am surprins niște secvențe cu el în mijlocul tigrilor, că Lucian a stat și în timp ce făcea numerele și în timp ce repeta cu animalele și a fost în mijlocul lor, deci este și el dedicat, cum ați un tip sărit, adică da. Cine s-ar fi băgat în gura lui și a nu făcut chestia asta. Găsit. Da. Nu cred. E prieten cu noi și probabil asta și ne-a probabil unit. Asta, da. L-ați molipsit. L-ați molipsit. Nebunii se găsesc. Ușor. Se miroz. Da. Da. Haită. Revii, am înțeles că acum stați până pe 20 august, ceva așa, da. Și tu te vei întoarce. Da, eu de mă ce? Voi întoarce. Adică, în ce scop? Scopul și durata vizitei. Povestea este în felul următor, o spun pe scurt. Atunci când am ajuns în Australia, în octombrie anul trecut, Stuart McBratney, un regizor australian, căuta o actriță româncă pentru un rol principal în filmul lui. El a vrut să o aducă pe Laura Vasiliu, colega noastră, acolo. Australienii nu i-au dat viză de lucru și atunci el tot încerca să găsească o actriță româncă. Era în momentul în care se hotărâse să schimbe scenariul, să o facă chinezoaică sau filipineză. Și în momentul... Pierdea pe Clara. Nu că pierdea pe Clara, dar dacă ți alegi o filipineză sau... Da, că tot noi inspirăm. Altă... De ce? Că unii au și bune, au și bune filipineze, așa am înțeles. Da, las. Mai bine, și... mai bine nu. Mai bine sărac și cinstit. Și în momentul ăla am aflat de audiția respectivă. Am dat audiția, am luat audiția, regizorul Stuart mi-a spus că unde ai fost, că te aștept de 5 ani. Și m-ai găsit? Da, am venit, aici sunt. Și am început filmările, am filmat în Australia, în Newcastle, am filmat cam o lună jumătate acolo. Iar în noiembrie mă întorc pe 17 și voi sta până pe 27 pentru filmările din România, care de fapt sunt amintirile mele din România pe care le vom filma la Sebeș. O să iasă un film și acum, dacă super, tot ai ajuns la povestea asta, spune și cum a fost întâlnirea cu Sebastian, că se leagă de filmul. Da, și așa cum se leagă lucrurile, Stuart mi-a spus la un moment dat, la o repetiție la costum, a zis de costume, mi-a zis, o să vin în Sydney și eu mai des, pentru că se deschide școala New York Film Academy și o să predau acolo. Și eu, într-o străfulgerare și într-o nebunie românească, cum suntem noi, mai ales că eu sunt și jumate olteancă, ești atunci, da? Și jumate filipineză. Am mică și rea. Nu crezi, da. Azi, nu crezi că aș putea și eu să-mi depun CV-ul sau să vin acolo să așa, pentru... Și el a zis, da, cum să nu, uite, pot să te recomand. Și am trimis CV-ul și CV-ul meu a ajuns la Sebastian. Sebastian m-a chemat, ne-am întâlnit la o cafea, am vorbit
Și el mi-a zis, bine, bun, de săptămâna viitoare vii la treabă. Și prima oră, deci nu pot să vă spun, când am plecat de acasă am vrut să nu mai plec. Am zis, dar ce caut eu aici, unde mă duc, ce le spun eu, ce-ți fac eu acum? Pentru și că... să le spun și în altă limbă. Și în alta, exact, și să predai în altă limbă. Dar a fost pur și simplu, nu știu, nebunie, inconștiență, toate adunate, încredere în Dumnezeu și în mine. Și pur și simplu m-am aruncat în apă. Și... numai dacă ai ajuns acolo, n-aveai cum să te întorci din drum. E adevărat, e adevărat. Nu. Era mai greu, da. O româncă și o olteancă neaușă ca tine nu face așa, ce să mai... Nu o să vă vină să credeți, dar noi ne apropiem de finalul emisiunii. Da, abia acum când am început, începeam să povestim. Vreau să mai răspundeți la o întrebare. Este valabilă și pentru Sebastian, legat de profesia lui. De ce vă place să faceți ceea ce faceți? Să răspunde el primul și voi încheiați. Oh, wow. I teach a subject at the New York Film Academy called Psychology of Acting, and I think I love what I do because being an actor, you get to teach people not to be apathetic. You get to teach people to face up to difficulties, whether they're just little moments or if you're dealing with a story, a big event that comes into your life. And you get to go up there and show people that you can actually succeed in dealing with emotions and pain and love and hurt. And I always tell my students, you should always, as an actor, put your interest on the other person, whoever's on stage with you, which means really all your interest is on them. And interest for me is just a synonym for love. So I love butterflies, mm-hmm. really means I'm interested in butterflies. So every time I get to go up on stage or if I'm on set and I'm working with an actor, I'm getting to fall in love, which I think is pretty cool. So that's my answer. Dom'le, când pui suflet și faci cu plăcere și pasiune enormă ceea ce faci, așa e. Eu nu credeam că voi fi atât de pasionată să devin, să predau actorie de film. Am zis, trebuie să o fac, mă duc să o fac, asta e o facultate, dar încet, încet și mai ales cunoscându-i pe studenți care sunt foarte talentați, foarte deschiși, foarte curioși, interesați, mai ales că ei sunt la capătul pământului acolo și sunt departe de Europa, totuși sunt departe de toate lucrurile, dar au această curiozitate și sunt foarte deschiși și acceptă orice lucru nou. Ceea ce e, pe mine lucrul ăsta m-a fascinat și lucrul ăsta m-a făcut să mă îndrăgostesc și de profesia asta. Și te gândești de fiecare dată la primul tău drum, către primul tău curs. Exact, de disperată. Pofta vine mâncând, Bogdane. Da, și acum dacă tot am ajuns la subiectul ăsta despre studenții de acolo care... și eu te îndrăgostești de ei pentru că sunt atât de dornici să învețe și atât de... probabil au și altă educație față de noi, față de români. Nu sunt leneși deloc, sunt tot timpul în priză, tot timpul gata să răspundă la provocări, la tot ce le spui și nu pot să nu-i amintesc să nu le amintesc numele, pentru că știu că îi place foarte mult Sebastian să-i spun de Daniel Bolt. Așa. E preferatul lui. It was coming all along. Yeah. And, și de preferatul Clarei. Și de preferatul Clarei, care este CJ, care este... We all have our favorites. Yeah. Yeah. He's normal. He's Afro-American. CJ, Lariu, Samir, Nicola, Rebecca, Helen. Dar deocamdată niciun român. Nu e niciun român. Nu. Iș, Ismail și așa mai departe, sunt mulți studenți buni. și cât se vor naște. Așa și... da, ce spunea Clara și eu am descoperit acum, mie mi se întâmplă un lucru extraordinar, iarăși spun că este planul lui Dumnezeu cu mine, pentru că mie îmi place foarte mult Chekhov. Și tot timpul mi-a plăcut chestia asta și aici, în România, înainte de a pleca... Da.
făcut... Ai și jucat într-o piesă, nu? Adunat așa din toate... Păi, nu, da, asta a fost planul meu. Aha. Și să o punem aici și am început să o lucrăm la notara și după aia au intervenit toate schimbările astea și am plecat. Aha. Și n-am mai apucat să facem. Știam eu ceva. Da, și era vorba, da, sunt 16 novele de Cehov. Și mie îmi place Cehov. Și la un moment dat am vrut să fac chestia asta, am fost și la institut, la ATF. Uh-huh. Și am vorbit cu TTN și făcusem un plan pentru că am plecat acolo. Niciodată nu mi-a fi închipuit că o să ajung să fac Cehov în engleză cu studenții de la New York Film Academy. Și never asta, say never. Și asta fac acum. Examenul din asta, de pe 25 septembrie, din asta, la asta, din bucăți din Cehov. Da. Doamnă, domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați rupt din timpul vostru prețios și ați venit aici să vă adresați națiunii, lumii, lumii de fapt. De tot. A fost vă aștept oricând cu mare drag. Acum nu știu că o să se mai repete experiența și cu Sebastian, dar poate o să-i placă. Și mai și când vine prin București. Nu știu dacă m-am amintit că pe ultima 100 de metri Sebastian e aici că filmează. Da, am spus. Da, okay. a spus clar. Filmează. Da. Păi poate o să mai filmeze. Să filmeze. Yeah, the more the merrier, I say. Someone, yeah, please hire me. Like, I'll be here anytime. Bun, atunci, da, te sunăm. Hai să vină, să vină, da. Vă mulțumesc încă o dată. Noi mulțumim că... Ședere plăcută în continuare în România. Spor la treburi, spor și inspirație. Mulțumim că ne-ai invitat. Și eu vă mulțumesc. Seară frumoasă tuturor. Veți rămâne în continuare la Radio 3net cu Victor Silaghi și News Feed. 3net Radio. More music, more colors.